Ce copii? Nu știu. Pentru depunerea dosarului. Nu știu. Nu m-a trimis. Casa Județeană de Pensii Buzău a adoptat măsuri stricte pentru prevenirea răspândirii COVID, printre care se numără și prezentarea certificatului verde. În situații de urgență, totuși, și cei nevaccinați pot avea acces în sediu pentru serviciile oferite de instituție. Nici o doză? Nu. Ce situație aveți dumneavoastră? Ceva urgent? Există filtru de verificare la intrarea în instituție. Sunt verificate existența fie a certificatului verde, fie a dovezii de vaccinare. Se monitorizează temperatura. Solicitanții sunt obligați să poartă mască de protecție. Se efectuează dezinfecția mâinilor, conform normelor sanitare în vigoare. Din punct de vedere legal, chiar și în situația persoanelor care nu prezintă acel certificat verde, există posibilitatea permiterii accesului în instituție în cazuri urgente ocazionate de ridicarea ajutorului de deces. Este inclusiv o excepție prevăzută în ordonanța de guvern lucrul acesta în aceste situații considerate urgente. Așa cum era de așteptat, părerile privind aceste restricții sunt împărțite. Implementarea noilor reguli, însă, deja se reflectă în numărul din ce în ce mai mic de vizitatori. În primul rând, observăm o diminuare a fluxului de solicitanți. În al doilea rând, sunt niște măsuri impuse prin lege care trebuie respectate. Avem cu toții această obligativitate, în primul rând noi ca și instituție, fapt pentru care ele sunt acceptate și respectate. Casa de Pensii le aduce aminte cetățenilor faptul că există modalități de soluționare și la distanță pentru a evita contactul cu alte persoane. Există precedentul anului trecut, nu este o metodă de comunicare nouă adoptată în prezent. O avem încă de anul trecut, din perioada stării de urgență, când activitatea de relații cu publicul a fost suspendată integral. Punem la dispozițiile toate informațiile necesare prin intermediul site-ului instituției. La rubrica informații utile există toate procedurile, există toate documentele menționate în funcție de fiecare cerere pe care o dorește a fi depusă solicitantul. Avem ca și cale de comunicare rapidă adresa de e-mail a instituției pe care pot fi transmise diverse cereri, întrebări, nelămuriri, etc., inclusiv adeverințele ca și dovadă a continuării studiilor de către copiii care beneficiază de pensie de urmaș pot fi trimise într-o primă fază în format electronic pe această adresă de e-mail, având obligația transmiterilor în original până pe 25 decembrie. Casa Județeană de Pensii este printre puținele instituții unde se poate face derogare de la regula accesului strict în baza certificatului verde.